one of the things I have to fix. Bought the new one. That's pretty much it for now. Să văd dacă se desface, dar se întărește. Însă la limită de desubt am tăiat niște bucăți și se vede clar că da, pânza e albă, n-a ajuns pastă întăritor și acolo am greșit, asta e. Deci în spate aici iară, uitați, se vede în spate aici, se vede iară pânza albă, am tăiat cu foarfeca. Deci o să încerc să tai de aici de la limită, partea asta să nu e în regulă, aici. Aici parțial s-a prins, parțial nu, și o să încerc să dau jos tot ce nu s-a prins, bucata asta, bucata asta. Aici cât de cât s-a prins, tot parțial, încerc să nu dau chiar totul jos, stai de aici, curăț de aici. Și pe aici s-a prins bine, a stupat găurile astea, s-a întărit, e ok. Și atunci uniformizez de peste tot, curăț, stai pe aici și aici ce e bun, încerc să mă atașez. Prefer să curăț bucata asta care nu s-a prins, o bucată de desubt, și o să pătrund cu pasă din aia, cu spaculu. Sper. Între timp cred că o să fac un test, am găsit o gaură și aici, cam nasoală, deci aici e pătruns, și o să încerc un pic de fibre din aia cu spatula să vedem dacă cum funcționează, cum merge întăritorul, fac o probă până se usucă aici. Sper cu puțin noroc în seara asta să fac progrese. Partea bună e că nu mai bate vântul și nu plouă, dar nu o să pot vorbi foarte mult pentru că traficul e o nebunie, cum v-am zis. Primul pas cam ăsta ar fi, am așezat un pic pânza, nici a mai rămas bucățica, să văd ce fac cu ea. Și prima fază cam asta ar fi, am așezat un pic cum cred eu că ar trebui să vină pânza asta. M-a ajutat un pic pentru că e lipicioasă suprafața care am prins-o prima, încă nu s-au uscat de ieri, alaltă ieri, și atunci e ok cum vine acum, o să vină cam așa. O să încerc să o pun după aia cu mănușile, mă interesează să formez doar o bază pe buza respectivă, da? De jur împrejur. Și tot e ceva, dacă se usucă asta se prinde bine, pe urmă aici o curăț, mai tai din ea. Și da, în principiu cam asta ar fi, să astup găurile prima fază și pe urmă să lucrăm un pic la aspect. Chiar dacă nu pot să vopsesc, asta e, vedem. Poate totuși o să stau până noaptea târziu cu lumina, dacă nu o să fie foarte frig și o să folosesc feonul. Vedem, dăm drumul la treabă, cam asta e ideea. Da, după cum am zis, asta nu s-a prins și atunci nu are rost să mai las așa. Asta e, vedem ce iese după aia. E cât s-o las așa. Asta e. Mama e de treabă, avem de curățat cât de cât.
Asta ar fi soluția, n-am mai încercat-o până acum. Deci înțeleg, văd că are fibră în ea. Am văzut pe YouTube pe afară. Deci nu știu din ce cauza a pătruns asta în spate la pat undeva. Și nu e o reparație grozavă, dar încerc să protejez să nu mai intre în mol sau apă. Vine cu o chestie asta micuță de amestecat probabil. Și o să încerc pe bucata asta de lemn să vedem cum merge. Zice un 2% din întăritor, la ochi eu cam atât am pus. Vedem, facem probă, sper să meargă, dacă nu măcar îmi dau seama și când încep să lucru la bucata mai mare, ori o pun toată, ori pun mai mult întăritor. Vedem. Ia parcă. Un test cu ceea ce am amestecat înainte ce a rămas de aici. Am astupat o gorică mică, nu știu ce să zic, chiar atât de rău nu e, dar probabil că e vorba de îndemânare cu spatula și o să fie clar mai mult de muncă să aduc la nivel să șlefuiesc pe urmă. O să încerc să curăț bucățile astea și după aia o să încep să repar aici, o să acopăr toată zona asta cu gaura asta, vedem cum iese. Acum am văzut aici, să văd că se usucă între timp și eventual o să pun mai mult întăritor. Dacă nu, chiar voi risca, am două cutii, voi risca și voi pune tot întăritorul. O să-mi pregătesc pasta câte trebuie, o să pun tot întăritorul. Și da, o să încerc să dau cât de repede pot încoace, nu știu dacă o să mă duc foarte mult. Aici deja am acoperit zona asta, nu mă mai interesează atât de mult pentru că mai rău să încurc pe aici treaba, deci acoperită cât de cât tabla și pe dedesubt. Și atunci deci, cred că o să las cât de cât așa, că nu mă interesează să finisez. Să fac foarte frumos, o să aduc cât de cât la nivel. Ce mă interesează întâi pe aici să continui. Și nu știu cum o să fac eu cu spatele. Eu o să dau din abundență pe aici, pe aici, zonele astea, în sus. Și în spate, da. Dar în spate cu spatele nu știu cum o voi descurca eu în gaura aia. Acolo nu o să mă intereseze cum o să rămână la urmă, frumusețe și chestii, important să fie acoperit. Chestia că e un pic răcoare afară, dar că totuși ăsta nu se întărește. Sper să... Nu știu, să iasă ceva acolo. Da, dăm drumul mai departe că se întunecă imediat.